aici avem povestea unui pilot care în anii 54 zbura avionul cu reacție Iacu-23 la Caransebeș. S-a înființat primul regiment de aviație vânătoare reactivă din România. Era când a început să disputa între Stalin și Tito. De la Ianca, un regiment din Bărăgan, au fost dizlocați urgent piloții. Au fost aduse avioanele cu vagoanele, le-au montat repede și în 2-3 zile a început zborul, celula de luptă. Deci a fost regiment puternic la care înțelege. Primul regiment puternic din România a fost prin decret de statul, nu mai știu cine, Gheorghiu D. sau cine atunci, la conducerea, nu era Gheorghiu, la conducerea țării. Da. Și a funcționat până în anii 62. Și unul din piloți se pare că s-a rătăcit, cum erau aparatele mai rudimentare atunci de navigație, a aterizat la sârbi, sârbii au luat avionul și l-au dus în America. Americanii au zburat cu el, dar nu mai erau interesați că a apărut deja Migul 15 mai competitiv, mai bun, mai performant decât ea cu 23. Țin cum era ca și coleg Naia. Naia Iacobescu, pentru că așa îl chema pe el, de fapt, Iacobescu Nicolae, dar noi Naia i-am spus de când a fost și până nu mai este, dar va fi în memoria noastră, un coleg de excepție, un tip extraordinar de studios și preocupat, mi-a fost elev și l-am cunoscut îndeaproape, aproape era până la obsesie de curios și de studios. De altfel, a avut o carieră în ascensiune de când a venit până a plecat, pentru că el a fost întâi mecanic de bord, a ieșit ca mecanic de bord, deci era un pilot și foarte bine informat, după care a urmat școala de piloți de la Buzău, a fost avansat de la maestre la ofițeri. În 2005, în 2001 se mută pe Timișoara pentru că se desfințează regimentul de la Caransebeș. În 2005 iese în rezervă, a zburat o bucată de vreme la Dunca Expediții, la firma domnului Dunca, și apoi la Târgu Mureș, la cel cu care au și murit de altfel. Spuneți-mi, vă rog, din punctul meu de vedere al specialistului de zbor, al celor care ați pus manșa în mână atâtor piloți, ce s-ar fi putut întâmpla? Eu am fost tehnic de bord, deci am fost instructor tehnic de bord. Alții au fost piloți. Am fost și eu personal aeronavigant. Cunosc cam tot ce înseamnă limitele unui elicopter. Deocamdată este se face expertiză, se fac cercetările și n-aș vrea să mă fac de râs să spun ceva care mă depășește. Cred că e o treabă combinată, ori o eroare umană dublată și de o defecțiune. Cu toți ne dăm părerea aici, deci noi vorbim de două zile de când a murit și de când s-a întâmplat, vorbim între noi, ne-am întâlnit și aseară foarte mulți, azi ne întâlnim iarăși, facem o adunare înainte de a merge coroanele la Naie, dar cu toții suntem bulversați, ne dăm toți cu părerea, dar deocamdată datele, când se vor aduna toate și se vor corobora, atunci va ieși rezultanta în sensul de a se ști din ce cauză. Se poate din toate. Se poate să fie și o defecțiune, poate să fie și o angajare, poate să fie și o eroare umană. Cum vă numiți? Cojocaru Ioan. Viața mea și sufletul meu și un pilot experimentat și deosebit, un om deosebit. Nu știu ce să vă spun în momentele acestea. Când l-ați văzut ultima dată? Crede. Sunt foarte crede. Cu câteva zile înainte și am vorbit tot timpul la telefon. Un om deosebit, doar atât. Vreau să spun altceva, nimic. Durerea e mult prea mare. Da. Asta nu e... Nu e atât de reușită. Da. Asta o pune și pasta unde așa, cu pasta asta, atunci o iau eu să vă găsesc la pasta. Să vă spun câteva cuvinte despre el. A fost un om deosebit de credincios. A fost foarte respectos, foarte săritor, ajutând
fiecare care apela câte ceva la el și deosebit de corect și serviciu cu multă conștiinciozitate și la făcut. Și a plecat să-și înlocuiască un coleg de serviciu și peste câteva zile aniversa 17 ani de căsătorie cu soția și a căzut cu elicopterul cu o zi înainte de, cu o zi după aniversarea căsătoriei. Pare rău. Asta mulțumesc. Pare rău. Dumnezeu să-l ia.